Ninsorile și frigul din această iarnă au majorat facturile la gaze, fapt ce duce la scumpirea produselor alimentare. Începând din această lună, vom plăti mai mult pentru pâine, carne, ulei, dar și pentru alte produse alimentare. E greu. Cu pensia mea sunt gurică, datorii, chinuim așa. Și cumpăr cartofi, fasole, tacâmuri și mai ieftin. Oase de cele la 30 de mii kilogramul. Mă să miros mâncarea a carnei asta. Și restul, tot așa ne chinuim. Carne mai macră, mai așa, nu? Nu, că nu-mi ține punga. Și uleiul pun cu lingurița. Acum mai avem ce mai avem din toamnă luat, că a fost așa piața cum a fost. Dar din primăvară chiar nu știu ce o să facem, cum să descurcăm. În primul rând, datorile sunt mari lună de lună. Și după aceea, medicamentele și mai rămâne de mâncare. De mâncare, foarte puțin. Tot e până la stomac. Și rămâne o arerudare până într-o bună zi. În luna martie, produsele se vor scumpi cu aproximativ 10%. Nu se vor opri însă aici. În următoarele 3-4 luni, prețurile produselor vor suferi modificări de până la 60%. Pâinea s-ar putea scumpi cu 15-20% din luna aprilie. Din vară, prețul s-ar putea dubla din cauza că un kilogram de grâu ar putea ajunge de la 75 de bani în prezent la 2 lei. Taxele și accizele pentru țigări, cafea și carburanți vor fi calculate în 2012 la un curs de 4,3 lei pentru un euro față de 4,2 cât a fost anul trecut.